Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră unde vom testa diferite produse. Mai exact, astăzi vom testa o tabletă, dar nu orice fel de tabletă, așa că rămâneți neapărat până la sfârșitul acestui video ca să vedeți despre ce este vorba. V-am promis că o să încerc să fac rost de mai multe produse, astfel încât să le testăm, să fie, nu știu, indestructibile, să fie ciudate, să fie ieșite din comun și să aibă ceva special al lor. Așa că astăzi vom testa o tabletă de la Vast King, mai exact KingPad K10 Pro. Și cu siguranță în mintea voastră nu ați mai auzit de Vast King. Și nici eu, până când am reușit să găsesc acest brand. Mai exact este o tabletă pe Android. Vă spun sincer de pe acum că eu deja am folosit-o o săptămână, dar, bineînțeles, am băgat-o înapoi în cutie ca să facem și un unboxing să vă arăt exact ce are și ce primești dacă o cumperi. Bineînțeles, v-am lăsat și linkul în descriere pentru cei care vor să o cumpere. Nu este obligatoriu, bineînțeles. Eu le las în descriere ca să știți cât costă și alte specificații. Așa că această tabletă, bă, pe mine m-a șocat. În primul rând, prețul, bineînțeles, toată lumea o să gândească la preț că este scump și așa mai departe. Nu! Prețul este de $229, mai exact undeva la 900 de lei. Dar ce vine în acești 900 de lei? Haideți să vă arăt și să facem unboxing-ul. Arată bine, ok. Dăm căpăcelul jos. Aceasta este tableta în sine, dar mai întâi hai să vedem ce mai vine cu toate nebuniile astea. O dăm puțin la o parte și haideți să vă arăt. În primul rând, ce-ți vine la tableta asta este pixul. Hai să-l desfacem să vi-l și arăt. Acesta este. Bam, așa arată. Bam, desfacem. Aici avem un manual, exact toate specificațiile de care aveți voi nevoie. Un ghid. Avem manualul, avem cheița pe care o folosim să scoatem SIM-ul și aici mai avem încă ceva și aveți și 2 ani garanție la el, ceea ce e foarte tare. Ah, și poți să-ți activezi pe Facebook, pe Instagram sau pe YouTube. Doar că aveți 14 zile la dispoziție în momentul în care vă vine tableta să vă înregistrați și să primiți cei 2 ani garanție, ok? Și aici vine partea interesantă, aici este bineînțeles acumulatorul și cablu. Vedeți că vine cu un acumulator în stil chinezesc din acela, doar că noi nu folosim așa ceva, dar partea bună este că are cablul USB și cu o ieșire foarte comună pe care o folosim și noi. Bineînțeles, cablul se poate folosi și de la alte produse. Și un lucru foarte important pe care îl primiți este, ba, 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 acum e prima oară când o deschid pe asta. Ia uitați-o! Cum arată și husa asta frumoasă. Asta chiar că nu am deschis-o. Am zis să o deschid neapărat în fața voastră. Ia uitați, mamă ce bine miroase și îmi place mirosul ăla de nou. Mamă cât de... dar și culoarea e faină. Ia uitați-o. Wow! Și exact acest lucru m-a făcut pe mine să mă îndrăgostesc de tableta asta, pentru că vă dă și tastatură la ea și tot ce vreți. Bineînțeles, trebuie conectată. Le dăm puțin la o parte și să vă arăt tableta magică. Ia uitați-o. Bam! Pe spate scrie Vast King, intrare pentru un încărcător, volum, blocare, deblocare, cardul SIM. Din câte observare, două difuzoare, display-ul este de 10,1 inch, procesorul este octa-core de 1,8 GHz, are o capacitate de stocare de 64 de GB, ceea ce e destul de binișor, dar puteți să-l extindeți de până la 128 GB. Are 4 GB RAM, sistemul de operare este Android 10, are o baterie de 6000 de mAh, ceea ce e destul de bine, pentru că v-am zis că am folosit-o o săptămână. Și când te joci, bă, se duce destul de greuț bateria, ceea ce e bine. Camera frontală, adică camera de selfie, are 8 megapixel, iar cea de pe spate are 13 megapixel. Ok, cam acestea sunt specificațiile, v-am zis, v-am lăsat linkul în descriere ca să citiți mai multe despre ea. Nu poți să mănânci pe ea, nu poți să o bagi în apă, nu este waterproof, dar pentru banii ăștia, pe mine chiar m-a impresionat. Și se mișcă foarte bine, adică extraordinar de repede se mișcă, fiți atenți. Eu mi-am băgat deja 2 jocuri pe ea. Uitați. Bam, 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 se mișcă foarte bine. Având 2 difuzoare se aude extraordinar de tare, ia fiți atenți. Din câte ne-am propus noi, mai exact 100. Așa că acesta va fi ultimul episod din Testez Live-urile pe TikTok din anul 2020. Dacă vreți să continuăm și în 2021, apăsați butonul de like, bineînțeles abonați-vă și distribuiți-o mai departe. Aveți 3 secunde la dispoziție. În 3. Și bineînțeles, vă urez un an nou cât mai frumos. Așa că înainte să treci... Senzație! Ce vreau acum să vă arăt este cum poți să te joci pe el. Eu mi-am băgat un joc, random. Ok, vedeți că jocul ăsta, din câte am observat, pur și simplu trebuie să întorci tableta. Mamă, și se vede atât de clar. Ok, nu prea sunt bun la jocuri. Mamă!
Mamă, frate, deci vedeți ce grafică are. Și încă un joc pe care eu l-am băgat, bineînțeles, a fost Brawl Stars. Ok, văd că am luat. Oh, ok, mi-a luat-o pe cocoș. Deci vedeți că se joacă foarte tare. Bineînțeles, aceasta este camera frontală. V-am zis, este de 8 megapixel, dar dacă vreți să surprindeți diferite momente din viață, eu zic că este foarte bună. Dar aceasta este cea din spate. Așa că o să conectăm tableta. Ia. Senzație. Ok, și bineînțeles, dacă vreți să o sprijiniți, dați asta frumușel așa. Ia, uitați-o. Și ați sprijinit-o. Îți dă exact senzația ca și când ai avea un laptop pe care poți să-l folosești oriunde. Touchpad-ul se mișcă foarte bine, ia uitați-l. Ok, nici nu stai să aștepți o grămadă să se încarce, să se blocheze. Merge foarte bine. La fel, cu două degete dai în jos, în sus, ia uitați. Instant. Ia să vedem cât de repede putem să scriem. Și din punctul meu de vedere este o tabletă care într-adevăr merită. V-am zis, eu am testat-o o săptămână până să fac acest video. M-am jucat pe ea. Am stat pe YouTube, am folosit-o la capacitate maximă și într-adevăr bateria chiar ține. Singurul dezavantaj pe care îl are este doar acumulatorul, dar asta nu este nicio problemă, pentru că puteți să folosiți un acumulator de la orice tip de telefon și e perfectă. Mie îmi place foarte mult tableta asta. Sincer, m-am îndrăgostit de ea pentru că v-am zis că mă joc Brawl Stars destul de mult pe ea, mai ales cu toate accesoriile care vine. Deci, la prețul ăsta primești o tabletă, un pix pentru tabletă, husă, adică exact tot ce trebuie, la un preț destul de rezonabil. Așa că eu chiar vă recomand tableta aceasta, aveți linkul în descriere și bineînțeles, dacă vă cumpărați, puteți să-mi trimiteți și mie o poză și să-mi spuneți ce părere aveți despre ea. Dacă mai aveți diferite chestii de adăugat la tableta asta, puteți să le scrieți în comentarii și eu o să le citesc. Și bineînțeles, o să încerc pe data viitoare, când o să o mai testez, să vă arăt și să arăt și celelalte chestii pe care nu le-am zis, poate în videoul acesta. Așa că linkul este în descriere. Și un lucru foarte important pe care vreau să vi-l spun este că vreau neapărat să continuăm seria asta, pentru că mie îmi place să testez diferite produse, orice fel de produs și să vi-l arăt. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult treaba asta. Și cel mai important lucru și ce îmi place cel mai mult este că vă spun cât se poate de sincer părerea mea despre aceste produse. Și uite, așa poate ajut pe cineva dacă vrea să o cumpere sau nu. Așa că eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și vreau să vă zic că voi ești mai tare, cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!